Noastre, la Neața se uită mulți părinți, multe mămici, se uită și copii. Ana Maria Apostol a venit alături de noi să facem o distinție clară între o răceală la care te mai și doare câte ceva și o simplă otită, sau poate nu atât de simplă. Bună dimineața! Bună dimineața! Pe copil îl doare des urechea, sau poate mi se pare mie, nu vorbesc de al meu, dar mi-aduc aminte din copilăria mea. Pe copii îi dor urechile, de ce? Pentru că fac această otită, care din păcate nu este o simplă otită, este o complicație a răcelii. Deci când doctorul spune copilul tău are otită, deja este un avans al răcelii și trebuie dat un tratament mult mai mare, mult mai evoluat și mult mai complex și trebuie să avem mai multă grijă. Da? Deci nu este o simplă otită. Te doare o singură ureche sau te doare amândouă? Otita dă durere de ureche, într-adevăr. Poți să ai otită doar în stânga, de exemplu, sau poți să ai bilateral. Deci nu este obligatoriu să ai inflamația urechii bilateral, ci doar într-o parte. De obicei, așa începe, unilateral. Dar, până la urmă, se duce bilateral. Bun. Copilul spune, că după o vârstă spune, da, mă doare urechea. Tu îi spui, taci că ești răcit. Mai ales în timpul nopții se trezește că îl doare urechea foarte tare. Și ce face părintele în momentul acela? Se panichează că nu știe ce se întâmplă și nu știe ce să facă. Primul lucru pe care ar trebui să-l facă este să-i anihileze durerea. Nu să pună mâna pe telefon neapărat, să sune, să vadă ce se întâmplă, ci să-i anihileze durerea cu un medicament, cu un medicament oral, antiinflamator și analgetic pe care toți părinții îl știu. Bun. Nu punem picături în ureche, cum era pe timpuri, că puneam imediat ulei cald în ureche. Da. De ce? Pentru că nu ajunge unde trebuie. În conduct poate să fie un dop de ceară, de exemplu, și degeaba pui picături peste tot dopul de ceară, că nu ajută la nimic. Deci antiinflamator mai întâi oral. Bun, trece noaptea, a doua zi sunăm pediatru. Nu, greșit, sunăm orelistul. Okay. Da? De ce orelistul? Pentru că doctorul orele se ocupă de nas, gât și urechi. Și cum se ocupă? Vizualizează, examinează corect aceste structuri. Și ce e foarte important, urechea, uite, vezi, tu vezi pavilionul. Nu vezi, de fapt, în interiorul ei unde s-a produs inflamație și unde s-a produs această otită. Și ca să-ți dai seama dacă copilul are otită sau nu, dacă durerea e datorată otitei, ne trebuie un instrument pe care doar orelistul are. Și acest instrument se numește otoscop. Da? Bun, cu el vă uitați în... În urechea oamenilor și, de cum mă uit în el, are o lumină cu care luminez întunericul din ureche, da, și are și o lupă și lărgesc foarte mult imaginea. Dar cu acest instrument, la nevoie de urgență, pot să mă uit și în nas și în gât. Deci pot să folosesc acest instrument pentru toată sfera ORL. Acest instrument de obicei dă bătaie de cap grănicerilor de la aeroport, că tot timpul în vacanță îl port în geantă la mine și se miră, se gândesc, oare ce-o fi asta? Pare... Și le explic că este jucăria mea de consultație de care am nevoie și în vacanță. Deci e foarte important să vizualizăm noi orelistul, care este specialist pe ureche. Deci e important să examinezi clar urechea, pentru că această otită nu este simplă. Este de mai multe feluri. E otită medie, dar poate să fie congestivă în stadiu inițial, seroasă, purulentă și supurată. Are mai multe stadii de complicitate, de complicație, hai să zicem. În primul stadiu de otită congestivă, tratamentul este banal, tratamentul de răceală. Da. Dar în celelalte stadii, otită seroasă, tratamentul este mai lung și cu un tratament mai complex. În otita purulentă și otita supurată, dacă vezi puroi în spatele timpanului, de-abia atunci ajungi la antibiotic. Okay. Că de cel mai multe ori, medicii pediatri și medicii de familie au tendința să zică, uite, copilul are otită, hai să-i dăm antibiotic și am scăpat de problemă, sau și părinți de multe ori. Nu, în multe situații avem o otită medie seroasă, congestivă, hai să zicem, care se produce la început de răceală și putem să o tratăm ușor, fără antibiotic. Și ce înseamnă ușor? Prin munca noastră. Ce înseamnă munca noastră? Ce vă învăț eu tot timpul? Să ne curățăm nasul, să suflăm la timp și bine. Și bine și des. Da. Ce este foarte important. Deci această otită, de ce se produce? Din cauza nasului infundat, din cauza secrețiilor din nas, mucilor care alunecă în spatele nasului în permanență, alunecă pe gât și se duc și în ureche și prin trompa lui Eustachiu. Și de ce e frecvent otita la copii? Pentru că ei au căpuțul mic și toate structurile nas, trompa lui Eustachiu și urechea sunt micuțe, îngrămădite, și trompa lui Eustachiu este dreaptă și imediat ajung secrețiile în ureche, mai ales că ei stau tot timpul culcați sau pe ureche. Și atunci este foarte important ca să treacă
otita, nu tratamentul în sine medicamentos, ci să decongestionăm foarte bine nasul și să-l suflăm, să-l curățăm de toate secrețiile care sunt acolo. Din păcate, secrețiile nu se formează doar dimineața și seara. Nu curățăm doar dimineața și seara. Ele se formează când vor ele. Ele se formează pe timpul zilei și de 10 ori pe zi. Da. De 10 ori pe zi îl curățăm. Și vă asigur că dacă curățăm nasul perfect, otita nu mai evoluează spre acele stadii de complicate, otita purulentă și supurată. Am înțeles. Am înțeles. Ținem pumnii părinților care au copii în perioada asta la schimbarea de sezon cu mici, medii și mari probleme. Cât despre adulți, ce să vă zic? Că înțeleg că în perioada asta e bine numai să tragem nasul, e bine să-l mai și suflăm. Ca să fie curat, bineînțeles. Am și